Interului San Rafael, unul dintre cei mai buni Inter din campionatul Franței. Se află cu San Rafael pe locul 4 în campionatul Franței. Pregătit de Rareș Fortuneanu la echipa care a terminat pe locul 8 sezonul trecut în campionatul hexagonului. Ghiță trage, se opune portarul Căștiun Gözkepte de la campioana Turciei Sport Toto Ankara. Beşiktaş este liderul campionatului Turciei, dar campioana este Sport Toto Ankara, echipă care a investit enorm în ultimii ani. Ghiță pasă excelentă pe pivot și primul gol în această partidă vine din brațul lui Rotaru. Andreea Rotaru, să nu uităm, soția lui Adi Rotaru, joacă în Naționala României, este coordonatoarea de joc a echipei naționale, dar și a Gloriei Buzău. Plimbă foarte mult mingea turcii la linia de 9 metri, cu multe încrucișeri care încearcă să destabilizeze defensiva noastră. Încearcă acolo Pektaş, Alperen Pektaş, să rupă defensiva noastră în zonă centrală. Stă bine și Micu pe picioare acolo și el este jucătorul care coordonează alături de Militarul defensiva noastră. Oh, ce schemă și pătrundere! Păcălit foarte ușor și Micu de această intercalare a lui Alperen Pektaş. 7 metri pentru Turcia. Özgür Sarac este cel care execută această aruncare de la 7 metri. Dan Vasile în fața sa, gol marcat printre picioarele golkeeperului nostru. Evoluează la campioana Finlandei acest Özgür Sarac, la Cux, acolo unde... Dar să vedem această acțiune, minge scoasă în extremă, Nistor plonjează frumos pe centrul semicercului și găsește golul, trăgând la bara a doua. Vă spuneam, Özgür joacă la campioana Finlandei, la Cux, acolo unde este și Adrian Tsenghi a portat, fostul goalkeeper al Potaisei Turda, dar și Esin Önür, fostul coordonator de joc al Dobrogei Sud. O fază la limita aruncării de la 7 metri. Se dă doar 9 metri, însă pentru Turcia, la această încercare de pătrundere a lui Erdoğan. Erdoğan din nou, coordonatorul de joc al Turciei. Pași comiși de Özgür Sarac. Plecăm pe contraatac și roșu. Aruncare elegantă, ușor liftată peste Căștiun Gözkepte. Handbalistul născut la Botoșani, care s-a transferat în vară de la Steaua la CSU Suceava, 32 de ani, Alin Roșu. Spuneam despre Turcia că joacă în grupele preliminare în compania echipelor Belgiei, Greciei și Kosovo. Să spunem că turcii au bătut Kosovo, lucru pe care noi n-am reușit să-l facem în grupele campionatului european din 2022. Și iată din nou punctează spectaculos ca și în primul meci erez extrema de la Sport Toto Ankara. Ghiță pentru Şimicu, vine în zonă centrală, aruncare cu podeaua, mingea se duce mult peste transversală. Şimicu nu a evoluat în prima partidă. Greșesc turcii, reușim să recuperăm. Militarul se oprește. Se duce la schimbare, facem o singură schimbare între apărare și atac. Intră Söke în locul lui Militarul. Pasă greșită dată, noroc cu Söke, care a reușit să recupereze bară. Ce trasor a încercat Cristi Ghiță. Au avut noroc însă turcii la această execuție foarte puternică a Interului dreapta de la Potaisa Turda. Rotarul îi făcuse culoar de aruncare acolo, blocase deplasarea defensivei și a aruncat de pe picioare din sprijin pe sol Ghiță. Să spune că Turcia stă foarte bine la nivelul portarilor. Iunus Özbüsül, cel care a apărat în primul meci, a avut 16 parade. O echipă extrem de arțăgoasă și de muncitoare, foarte, foarte bine organizată această națională a Turciei.
Din nou la post Dan Vasile. O minge pe care o atinge și o deviază. Excelentă pasa și din nou Nistor. Metronomul de la Dobrogea Sud, dar și al echipei naționale. Două goluri avans, 6 minute și jumătate au trecut de la startul acestei partide. Încercăm să ne apărăm mai avansat, să ieșim mai repede la omul cu mingea. Aruncare în blocaj, excelent, a funcționat defensiva noastră. Nistor, Nistor finalizează și va fi și o eliminare de 2 minute. Da. Degeaba protestează Özen Erdogan. A fost evident Nistor jenat. Iată, poate vom vedea pe reluare. Acesta este blocajul impecabil al tricolorilor și aici intervenția lui Erdogan, care îl dezechilibrează un pic pe Ionuț Nistor. Alimentăm extremele foarte bine cu pase utile pe contraatac și jucăm foarte repede. Lucru care, iată, arată că putem face și un joc rapid în viteză, așa cum este handbalul modern, cu contraatacul, repuneri rapide, faza a doua, penetrantă. Creăm raport supranumeric în zona care este mingea și dublăm foarte bine, închizând culoarele. Ne apărăm avansat și creăm probleme construcției atacului advers. Linia de 9 metri a Turciei, foarte departe de poarta noastră. Iată ce bine am schimbat omul și forțăm pe turci să greșească din nou pe pasare la linia de 9 metri. Aruncă și înscrie și Micu din propria jumătate. Se pare însă că această execuție a lui Șimicu n-a fost 100% pe placul lui Xavi Pascual, care l-a chemat, l-a tras de tricou pe jucătorul nostru și cred că și-ar fi dorit mai mult o schemă decât o astfel de finalizare simplă. Turcia nu stă rău în preliminarele campionatului mondial, este pe locul 2 în grupă, după Grecia, care are 2 puncte avans, dar în fața Belgiei și Kosovo. Să spunem că în mod normal, dacă Turcia va câștiga următorul meci în fața Greciei la 5 goluri, practic este deja calificată, pentru că a pierdut doar 4 goluri la Atena. Și vă spuneam, se califică primele 2, dar ar depăși categorii Belgia și Kosovo. Coșmarul nostru din ultimele preliminari. Încă un minut de om în plus pentru tricolori. Turcia are posesia, poarta adversarilor noștri este goală, atac echipa lui Can Halai, 6 jucători. Gümüşoğlu este noul coordonator de joc. Iată, variem bine defensiva, turcii nu găsesc soluții, intră repede în prepasiv, minge scoasă în extremă și aruncă din unghi imposibil Samet Kamberoglu. Ghiță lasă în extremă, roșu! Super gol pe colțul scurt și a deschis bine unghiul, profitând și de faptul că s-a retras târziu apărătorul lateral. Perfectă viziune în joc pentru Cristi Ghiță, care a sesizat zona neacoperită în defensiva adversă și a plasat perfect mingea. O diagonală superbă reușită de Cristi Ghiță, un asist de zile mari. O pasă de colecție a Interului de la Potaisa Tudor, al 3-lea marcator sezonul trecut în Liga Zimbilor, Cristi Ghiță, și un handbalist care aruncă foarte bine de la mare distanță. Și un stângaci, exact, pe postul, sau în fine, un jucător de braț stâng, așa cum, din păcate, nu avem extraordinar de mulți în acest moment. Din nou intră în prepasiv Turcia, foarte repede.
Două minute eliminat și Micu pentru această intervenție cu brațul ridicat asupra lui Enes Gümüşhök. Eliminare de două minute, Alexandru și Micu. Este rândul nostru să fim în inferioritate numerică timp de două minute. Să vedem cum ne vom descurca. Probabil că ne vom retrage mai aproape de semicerc. L-ați văzut în imagine pe Ibrahim Öztürk, handbalist care joacă la în Macedonia, la Metalurg. Formație o obișnuită a Ligii Campionilor, dar care sezonul trecut a terminat pe 4. Multe plecări în fals, iată transformare în pivot din coordonator de joc și o fază frumos lucrată de turci. Cartonaș galben pe care încasează Rotaru, reușita lui Emre Engin, handbalist care evoluează la Beşiktaş și el un handbalist cu ani buni în Champions League, pentru că Beşiktaş a evoluat câțiva ani buni în Liga Campionilor. A fost și adversarul lui Dinamo, dacă mi-amintesc bine. Iată-l și pe Călin Dedu, pivotul lui Dinamo, venit de la Poli Timișoara în vară. Demis Grigoraș aruncă, dar la post de data aceasta, Gektepe. Öztürk. Öztürk, frumoasă fentă de pas în extremă și pătrunde cu mare dezinvoltură, Özgür Sarac. Vă spuneam, evoluează în Finlanda la Köks, echipă care a ajuns în grupele Europa Handball League. Demis Grigoraș și Marius Söke și Andrei Buzle sunt la linia de 9 metri pentru acest atac al tricolorilor. Grigoraș, Dedu a încercat să-i creeze un culoar. Buzle renunță la pătrundere. În curând, am intrat deja în prepasiv. E obligat să arunce și o face. Încântător Demis Grigoraș. Jucătorul lui Benfica Lisabona. Echipă cu care s-a calificat în grupele Europa Handball League, se află pe locul 2 în grupă. Să spunem că Benfica Lisabona a eliminat una dintre favoritele la câștigarea competiției în turul 2, preliminar pe Rijneka Leuven. Formație care se bate la podium în acest sezon în Bundesliga. Suntem în formație completă. Încercăm să forțăm Turcia să joace mai mult pe flancul nostru drept. Aglomerăm bine, creăm superioritate numerică acolo. Din nou atac din pase succesive și găsește colțul scurt extrema de buzunar a lui Sport Toto Ankara. It Eruz. Söke. Buzle, Demis Grigoraș a încercat pasa la extremă. Recuperează turcii. Foarte atent Ibrahim Öztürk. Oh, ce gol! Ne înscrie Öztürk. Superbă execuție, o aruncare cu efect. Buzle. Söke. Turcii se mișcă mult mai bine în defensivă. Faultat Buzle. Bună intervenția lui Pektaş. Andrei Buzle, handbalist la Minaur, Interul nostru stânga. 8 goluri reușite în marea surpriză a Ligii Zimbilor din turul de campionat, victorie în fața campioanei Dinamo. A fost 29-27 la Baia Mare pentru Minaur. Accelerează Söke, 2 minute eliminare. Terminat pentru 2 minute. Ilanci eliminat 2 minute, handbalist care evoluează la Beşiktaş. Trimis și Talmayr pe teren. Roland Talmayr, extremă dreapta. 25 de ani, handbalistul de la Potaissa Turda.
Călin Dedu în imagine, 19 ani, fiul președintelui Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu. Buzle în zonă centrală, pasă pentru Dedu și ratare inexplicabilă. Excelentă pasă dată de Buzlea, cercat o execuție ușor lobată, Călin Dedu însă n-a avut precizie. Turcii au echilibrat puțin jocul, au început să găsească soluții atât la nivelul pivotului, folosind pase în adâncime, verticalizări, dar și la nivelul extremelor. Au doi coordonatori de joc acum la linia de 9 metri și numărul 18, Gümüşhök, dar și 97, Ozan Erdoğan. Reușim să interceptăm, plecăm din nou pe contra, nu? A văzut poarta goală, Dan Vasile, și a finalizat fără probleme din propriul semicerc. Portarul liderului campionatului Dobrogea Sud este drept Dinamo, are un meci mai puțin disputat față de echipa care a câștigat Supercupa României în acest sezon, producând o mare surpriză în debutul de sezon, învingând la un gol pe Dinamo, echipă care reușise eventul în sezonul trecut și care are cu adevărat o trupă de Champions League. Gümüşhök, handbalistul de la Nilufer. Ce frumoasă trecere Migi pe la spate și servește perfect pivotul pe Emre Engin. Poate revedem această fază. Iată, priviți, trece frumos Migea pe la spate și o împinge cu stânga acolo. Spectaculoasă pasa lui Ibrahim Öztürk. Buzle, Buzle aruncă fabulos de la 10 metri aproape. Șutor de clasă acest Andrei Buzle, care s-a pregătit câțiva ani la Barcelona, chiar cu antrenorul Xavi Pascual. A fost în lotul Barcelona, a evoluat, este drept, cele mai multe meciuri pentru echipa a doua a catalanilor. Dar are minute și Nasobal. Om în plus pentru Turcia. Vincul direct. Trasor reușit de Ibrahim Öztürk. 5 goluri a înscris în prima partidă Ibrahim Öztürk. A revenit Rotaru pe pivot. Sabin Constantin în extremă stângă, Thalmayr în partea dreaptă. Söke, Buzle, Buzle! Bună intervenția lui Göktepe. Bun plasamentul goalkeeperului turc. A avut feeling acolo. Triunghi de pase pe care încearcă turcii. Reușim să rezistăm în defensivă. Încep să bage mai greu mingea spre extreme, să activizeze extremele turcii, pentru că apărătorii noștri laterali sunt mult mai atenți și coboară foarte repede la colțul terenului, închizând unghiurile adversarilor. Facem faulturi multe și utile care rup construcția atacului advers. Șapte metri. Șerbinare de două minute. Militaru, omul responsabil cu vânătăile pentru adversari. Handbalist care a plecat în vară de la CSM București la Dinamo. Aici a fost incomodat extrema Eurus de către Söke. A preferat să se oprească, să se accidenteze și s-a dat aruncare de la 7 metri. Corectă decizia celor doi arbitri. Özgür Sarac execută această penalitate. Trage fără fentă pe lângă piciorul de sprijin al lui Adi Vasile. Al lui Dan Vasile. Dan Vasile, ce scuze. Dan Vasile.
Da, moment greu pentru tricolori, un om mai puțin, pentru încă un minut și jumătate, doar un gol avans pe tabelă, avem însă atacul, cumpăniși pentru Buzle, pasă în extremă, destul de dificilă însă această pasă pentru Thalmayr. Suntem cu 6 handbaliști pe atac, fără goalkeeper între buturi. Foarte bună pasa pe poziție viitoare. Rotaru faultat tare din spate de Pektaş, care este eliminat 2 minute. Alperen Pektaş. 34 de ani handbalistul de la Sport Toto Ankara. Iată reluarea. Burdușit bine la fiecare fază Rotaru de aprigii apărători ai turcilor. Thalmayr execută penalitatea. Apără însă Göktepe, care detectează aruncarea extremei de la Potaisa Turda. La fel ca și în meciul de acum două zile, avem probleme cu aceste aruncări de la 7 metri pe care nu reușim să le transformăm în gol. În partida precedentă, sper să nu mă înșel, cred că au fost 4 aruncări de la 7 metri pe care golkeeperii din golkeeperii turci au reușit să le blocheze, 4 sau chiar 5, nu mai rețin exact această statistică. Se duce în fals pivotul. S-a dus foarte bine acolo Denis Grigoraș cu adversarul, evitând să schimbe adversarul care era cu mingea, din nou în fals pivotul. Minge scoasă în extremă, prin spatele apărătorului și încă un gol de pe extremă, acolo unde Turcia arată că este cea mai puternică. Cambereglu de la Beykoz, formație care a terminat pe locul 3 sezonul trecut în Turcia. A intrat pe teren și Gabi Cumpănici de la CSM Vaslui. Thalmayr caută colțul scurt, din nou Göktepe închide poarta. ...10-10 și Turcia are șansa în acest moment să treacă în avantaj pe tabelă. Mai avem 10 minute din această primă repriză. Caută faultul și obține un 9 metri, Ozan Erdoğan. Erdoğan, Mişok, frântă de pasă la extremă, intră Turcia în prepasiv. Aruncare pe lângă poartă, dar se dă 7 metri pentru faptul că au fost surprinși apărătorii noștri, cred că Gabri Cumpănici cu picioarele în semicerc. Ne-au apărat pe retragere și ne-a costat acest lucru. Samet Cambereglu. Schimbăm portarul. Portarul de la Steaua, venit în vară de la Dobrogea Sud, desemnat de site-ul Handballmania, cel mai valoros handbalist român al anului 2021. Oh. Perfectă intervenție. Nu întâmplător a fost desemnat. Un sondaj făcut în rândul antrenorilor din prima ligă a adunat cele mai multe puncte. Încercăm să accelerăm cu Cumpănici. Aruncă, din nou bună reacție a lui Göktepe. Time-out cerut de Xavi Pascual, cel care a câștigat pentru Barcelona 50 de trofee. They are again in the game. Okay. And we want to resolve the game in 2 minutes. Our attacks is 10 seconds. Papa, 10 seconds without goalkeeper. You arrive here, shoot. Arrive here, shoot. We take advantage because in defense we are okay. But when we make mistakes in defense, the problem is we can't run in the fast move. In our attack, please. They are playing 5-1 or 6-0. What we are doing? Doi la doi aici. Doi la doi? If we play 5-1, but if we play 6-0, please, remember, pivot la joc. Pivot la joc, cu pivot aici, cu bloc. Ok? Si continuity. Haide! 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 Haide!
Concentrați, haideți, 2, 3 și... Încet, încet, Xavi Pascual începe să vorbească destul de bine limba română. Vă spuneam, în 12 ani la Barcelona a cucerit 50 de trofee, dintre care 3 Ligi ale Campionilor, 11 titluri în Spania, de 5 ori Campionatul Mondial al Cluburilor. A mai pregătit Naționala României între anii 2016 și 2018. Pregătim cu răbdare acest atac. Turcii schimbă puțin defensiva, încercând să pună presiune pe linia noastră de 9 metri. Să țină departe de poartă, Buzle, cumpărici pătrunde și nu iartă acolo. Frumoasă putirea, accelerare pe pasul 2 și nicio șansă pentru defensiva adversă. Pași aici, pași aici, ăla Ilanci. Pasă lungă pe contraatac, recuperează Sabin Constantina și perforează poarta adversarilor. Am înscris în 40 de secunde 2 goluri și ne desprindem din nou de Turcia în acest al doilea meci de pregătire pentru preliminarele campionatului mondial, care vor avea loc săptămâna viitoare. Am balizat la Steaua Sabin Constantina. A încercat o pasă pretențioasă Simsar către pivotul Engin. Ne deplasăm bine în direcția mingii, creăm acolo... Împiedicăm Turcia să-și facă schemele obișnuite, dar mai sunt și astfel de momente când în situație de 1-1 găsesc soluții adversarii noștri, cum așa cum a făcut-o Ozan Erdoğan. A spart prea ușor pe centru acolo playmakerul oaspeților. Minutul 23, un gol diferență. A revenit Călin Dedu pe semicerc. Din păcate, prea puțin am pus pivotul în valoare în această primă repriză. Încearcă turcii să creeze obstacole în deplasarea jucătorilor noștri. Tudor Botea a trimis în zonă centrală. Dedu obține aruncare de la 7 metri. Foarte bună priză la minge. Catching-ul remarcabil. Bine servit, trebuie să spunem și acest lucru. Da, a fost pasa sus, cu un cap mai înalt decât apărătorul care încerca să-l blocheze. Călin Dedu a reușit o priză perfectă. Nistor. Înscrie fără probleme. Plasează excelent. Poanie remarcabil pentru handbalistul de la Dobrogea Sud. Atunci când avem luciditate, înscriem cu mare ușurință, reușim să ducem schemele până la capăt. Foarte bine închidem pivotul, nu-i dăm voie să facă balans în spatele apărătorilor. Foarte bune și alunecările, încercăm să evităm blocajele adverse făcute de pivot. Cred că apărarea este punctul forte al echipei noastre în aceste două partide, dar neatenție la recuperare și înscrie acolo cu mare ușurință Emre Engin. Reușise acolo un picior salvator, o reacție remarcabilă Ionuț Iancu, dar mingea a ajuns la pivotul advers. Trebuia să facem blocajul defensiv acolo, să închidem pivotul, să nu poată să iasă la recepția mingii deviate. Ghiță, Botea, cumpănici, cumpănici! Poate... E a doua oară când sparge în același stil defensiva adversă. Foarte bine atacă în culoare exterior, din poziție dificilă, se rotește remarcabil în aer și găsește cu mare ușurință colțul lung. Pentru el aceste pătrunderi, care sunt de obicei dificile, sunt foarte deschise.
tehnică de aruncare remarcabilă pentru un jucător care, în teorie cel puțin, ar trebui să fie specializat doar în aruncările de pe poziție de inter. 55 de goluri în acest sezon pentru CSM Bastui, dacă nu mă știu, este golghetelul echipei. A debutat cu Georgia la începutul lunii noiembrie la echipa națională. A scris 2 goluri în partida cu Georgia. Georgia, formație pregătită de Sandu Iacob, probabil știți, cel care pregătește și pe CSM Bacău. Excelent, blochează Iancu și de această dată reușim să recuperăm de pe Simicer pe Cristi Ghiță. Ghiță n-are foarte multe soluții. Ghiță lasă la Cumpănici pe direcția portarului. Din păcate pleacă Turcia pe contraatac și înscrie. Viteză mare de plasare Râz. A controlat și bine mingea în dribling. Nici noi nu am făcut o repiere în marcaj bună. O fază rezolvată impecabil de Cristi Ghiță. Repune rapid a Turciei și ne înscriu ușor, profitând de dezorganizarea defensivei. Complet liber a pătruns acolo Ilanci. Și turcii vin din nou la un gol. Ca o echipă arțăgoasă, o echipă care nu se lasă, foarte bătăioasă și cred că este exact genul de adversar de care avem nevoie pentru un meci de pregătire. Și o echipă care știe joacă, ați văzut pe Ilanci atacând exact unde lipsea Cristi Ghiță, care s-a întors ultimul. Cineva trebuia să vină să ocupe acea poziție pentru a nu-i permite handbalistului turc să atace în acea zonă. Ghiță, aruncă Ghiță, bara! Scapă Turcia, care pleacă pe contraatac și înscrie fără probleme Kamberoglu. Pleacă repede, anticipat extremele turcii, atât Kamberoglu cât și Erez, și sunt găsiți ușor. Din nou Dedu se descurcă acolo, ia prin planul adversarului, bagă umărul spre poartă și obține și o eliminare maximul din această fază pentru cel mai tânăr jucător de pe foaia oficială astăzi, 19 ani. Primul gol, cred, pentru el în acest meci. Mai puțin de 3 minute din prima repriză. Linia de pasare largă a turcilor. Încercăm să avem ieșiri în linia de pasare pentru a încurca de fiecare dată construcția atacului advers. Se dă fault în atac. Se grăbește acolo Iancu să recupereze mingea. Cumpănici, Ghiță. Cumpănici, dezlănțuit. Face vraiște defensivă adversă. Cu mult curaj, cu mult tupeu s-a dus acolo. I-a arătat la un moment dat, a arătat și Xavi Pascual la timeout. Vedeți culoarea, atacați, nu mai stați să pierdeți timpul. Și a făcut-o foarte bine Gabi Cumpănici, una dintre surprizele plăcute ale echipei naționale. Cum au fost în primul meci tinerii Buguleț și Ghivir. Pasă greșită, poarta este goală și înscrie fără probleme Militaru, care o pune exact în vincul din jumătatea proprie. Ce bine a plasat, precizie milimetrică pentru Robert Militaru, care are poftă de gol, sunt numai în apărare. Unul dintre cei mai buni apărători din Liga Zimbrilor. Trimis pivot Ilanci. Oh. Mult peste, dar faul comis de Militaru, care i-a blocat brațul de aruncare lui Erdoğan. Ultimele 20 de secunde ale acestei prime reprize, 3 goluri avans pentru tricolori. Pași, pași, corectă decizia celor doi arbitri.
Pasă rapidă pe contraatac, dar nu s-a bătut de unde a avut loc greșeala tehnică. Se încheie prima repriză, avantaj de 3 goluri pentru România. O primă repriză interesantă, de mare luptă, să vedem ce se va întâmpla în repriza secundă. Au fost și multe momente bune, dar și câteva momente mai slabe ale jucătorilor noștri, mai ales pe faza ofensivă. Apărarea a fost foarte bună în primele 20 de minute, a scârțit un pic pe finalul primei reprize, dar este drept, Xavi Pascual a făcut ce și-a propus, a rulat întregul lot. Legătura jucate de Naționala de Handbal Masculin a României înainte de partidele oficiale de la începutul lui an. 25, dar vă spuneam în martie, probabil că ne vom califica, nu avem cum să ratăm calificarea în acest turneu preliminar. Vă urma apoi cele două faze eliminatorii, meciul de baraj, acolo începe greul cu adevărat. Din nou pericolul public numărul 1 pentru defensiva Turciei, Interul dreapta lui Benfica, Lisabona, Demis Grigoraș. Frumos lucrat această fază, cu adevărat meseria și Iacub Simsar. Vă spuneam, golghetelul primei partide, 7 reușite pentru acest handbalist care evoluează la Beşiktaş, vicecampionat Turciei, actualul lider al campionatului țării oaspete de astăzi. Păcălit Ionuț Iancu de această aruncare a lui Özgür Sarac. Cumpănici accelerează, Cumpănici încearcă pasa la pivot, este faultat. Să spunem că doi jucători turci au evoluat în Liga Zimbilor, Esinon Uyur la Dobrogea Sud, care coordonatorul de joc al care a fost în lotul Dobrogei Sud în turul de campionat trecut, evoluează la campionat Finlandei Cooks, dar și Cemal Kutahia, care, dacă nu mă înșel, evoluează încă la CSU Suceava. Faultat Alexandru Șimicu, 9 metri pentru tricolori, time-out de arbitru pentru a se șterge suprafața de joc. Va urma o mică pauză după acest meci pentru handbaliștii naționale. Se vor reuni luni când vor avea și primul antrenament și vor pregăti, vă spuneam, turneul preliminar pentru campionatul mondial, unde nu am mai ajuns la un turneu final din 2011, deși campionatul mondial a ajuns la 32 de echipe. Sunt în afară de țările gazde, care sunt Polonia și Suedia, Danemarca este calificată direct și vor mai fi încă, dacă nu mă înșel eu, 12 echipe din Europa care vor ajunge, primele 4 de la campionatul european din ianuarie anul viitor și apoi încă 8 echipe care vor veni din baraje. Cumpănici, Demis Grigoraș. Demis Grigoraș întoarce repede mingea. Din nou încearcă să o rezolve pe un atac 1 la 1 acolo. Pașii au fost, cred că, acolo, la Şimicu. Au protestat turcii. Şimicu pentru Căbuț. Turcii se apără avansat și Micu, Demis Grigoraș, schimbare de direcție, fabuloasă și aruncare cu podeaua, mingea strecurată printre picioarele lui Göktepe. Pătrundere de mare efect, depășire cu mare eleganță a intermediarului. Turcii nu mai reușesc să joace la fel de compact ca în prima repriză și în duele 1 la 1 acolo și Micu, dar și Demis Grigoraș pot face diferența. Handbaliști cu mare experiență internațională evoluează, au evoluat și evoluează în campionate puternice. Să nu uităm că și Demis Grigoraș, înainte să plece la Benfica, a evoluat în campionatul Franței.
Militaru își bagă adversarul la electroșocuri pe Gümüşhök. Turci în prepasiv. Compactizăm bine defensiva. Turcii nu reușesc să pătrundă, aruncă de pe picioare acolo, dar respinge Iancu. A tras puternicul Özgür Sarac. Sunt spații mari acolo și pătrunde de unul singur. Face încă o dată diferența Gabriel Cumpănici. Se zbate mult, se implică eficient. Ne-am distanțat la 5 goluri, 22-17. O apărare a României care forțează adversarul să atace numai în anumite culoare, iar o greșeală tehnică pe care o provocăm în tabăra adversarilor. Foarte stabili apărătorii noștri centrali, nu permit pivotului să se deplaseze prea mult și să blocheze deplasarea defensivei. Rotaru. Ce am făcut bine în repriza secundă, am descurajat adversarul să joace cu pivotul. N-am dat spații omului la semicerc și asta i-a obligat pe tur să plimbe mult mingea. Timișoreanul Alexandru Șimicu, de două ori în finala Cupei EHF cu San Rafael. Frumoasă pasa, excepțională combinație. O minge care vine de la Căbuț și Rotar o valorifică excepțional, scoțând și o eliminare. Iată faza. Căbuț scapă de adversarul direct. Pasă și Simsar a pus brațele pe Rotaru. Căbuț se adaptează foarte bine la defensiva adversă. Găsește imediat spațiile generoase. Om în minus pentru Turcia. Poarta oaspeților este goală pentru că echipa lui Okan Halay se atace în 6 jucători. Creăm densitate pe flanc. Încearcă să descarce turcii pe partea opusă și Micu însă coboară la timp. Excelent, Iancu. Din păcate recuperează, dar aruncă în bară Arabaci. Șapte metri și eliminare în mod normal. Intervenție urâtă asupra lui Rotaru. Iată, revedem faza. A luat prin planul adversarului. O piruetă remarcabilă. Născut la Oneștea din Rotaru. Fost campion mondial universitar cu Naționala României în 2016. Golgheterul campionatului mondial universitar în 2018. Să nu uităm, soția lui, Andreea, a câștigat Cupa EHF cu Craiova. Rotaru a câștigat Cupa Challenge cu CSM București. Ultima performanță unei echipe masculine din România. Ionuț Nistor ascunde încă o dată mingea portarului.
cincea s-a reușit astăzi. Ionită Ionuț Risto. Avem o prospețime mai mare în joc, un atac mult mai limpede. Și iată, conducem cu 7 goluri. Doi oameni mai puțin pe teren pentru Turcia, pentru încă 15 secunde. Frumoasă învăluirea și din nou Iancu de nebătut astăzi. Nu se lasă înșelat acolo de Saracu, aruncare cu efect. Fault în atac, consideră cei doi arbitri la SAS. Care a reușit eventul cu Dinamo sezonul trecut, s-a transferat între timp la CSM București. În mare formă Ionuț Iancu. Și time-out cerut de antrenorul Okan Halai. 49 de ani tehnicianul turc, 6 ani secund la națională. Fost antrenor principal la Eskişehir și Ankara Gücü. Ortayın Kurucu. Sola geldi. Sol kanada geldi. Samet. Sana geldi. Pardon, sağdan sana geldi. Evet, sana geldikten sonra buraya gidiyoruz. Cele mai bune performanțe ale Turciei, culmea Turciei, le are la handbalul pe plajă, sport care se vrea olimpic în, sport olimpic în 2028. Și la băieți și la fete sunt în primele 10 echipe ale lumii, 2 medalii de bronz la campionatele europene. Pare a fi o partidă mult mai simplă pentru jucătorii noștri față de meciul de acum 2 zile, când vă reamintesc, Turcia ne-a dat un pic mai mult de furcă decât a făcut-o până acum în aceste 40 de minute scurse de la debutul acestei confruntări. Avem 7 goluri avans. Multe schimbări de locuri care, iată, ne prind nepregătiți. Polivalență mare pe postul ăsta, este unul dintre aturile echipei turcii. Fiecare dintre jucători poate evolua pe 2-3 posturi. O neatenție în defensiva noastră, o sincopă care ne costă. Aruncare de la 7 metri pentru echipa oaspete. Execută Sarac, care micșorează ecartul la 6 goluri. Grigoraș lasă la Şimicu. Grigoraș cearcă pasa la pivot, o minge care este recuperată de turci. Repunere din colț, mingea a fost atinsă de unul dintre apărătorii noștri. Oh, pasă greșită, Militaru a stat la pândă și a reușit să recupereze. Și Micu, cred că nu l-a văzut pe Alin Roșu, care era liber în extremă. Și Micu joacă aproape și încă o dată trage întors. Încântătoare acțiunea lui Demis Grigoraș. Încă o aruncare năprasnică. Mâna sigură și astăzi Demis.
Erdoğan este coordonatorul de joc al Turciei pe acest atac. Încep să accelereze, să crească viteza de pasare la linia de 9 metri turcii. Aruncare de la Scholt, n-am reușit să recuperăm. Și Micu. Pe disperarea lui Talmaier, mingea se întoarce undeva la linia punctată de la 9 metri. Am încercat să batem repede, să le punem repede. Trimis pe teren Sabin Constantina în locul lui Roșu. Căbuț. Pasă excelentă pentru Căbuț, dar ce reacție are Taner Günay. O frumoasă pasă, dar ghinion pentru Iancu. Și o eliminare de 2 minute a lui Roland Thalmayr. Thalmayr eliminat pentru faptul că a încercat să împiedice contraatacul și a făcut un fault în preajma semicercului advers. Arbitrii au lăsat faza să curgă și apoi, după golul marcat de turci, au luat decizia de a-l elimina pe Roland Thalmayr. Sas încearcă să hărțuiască eficient defensiva adversă. Aruncă peste poartă de data aceasta Denis Grigoraș. O aruncare totuși ușor nepregătită. Frumoasă schimbare de direcție. Din nou Iancu iese foarte mult și închide unghiul adversarului. Superbă evoluția lui Ionuț Iancu. Demonstrație de forță a goalkeeperului de la CSEA Steaua. 6 goluri diferență. Am intrat în ultimul sfert de oră. Denis Grigoraș. Și Micu prelungește. Căbuț. Încercăm să avem un joc fluid la linia de 9 metri. Și să ținem acest atac un pic mai lung, pentru că mai avem încă 15 secunde de om în minus. Căbuț. Căbuț. Vine acolo Nistor. Pasă pe la spate. Un nou look pass pe care l-a încercat și Micu. Se dă fault însă. Transformase acolo în pivot temporar Nistor. Suntem în formație completă. Rămânem în prepasiv. Căbuț. Căbuț. Nu se dă nimic la această împingere. Foarte bine a asigurat echilibrul defensiv Alex Micu și a blocat contraatacul advers. Cel mai înalt jucător din tabăra României a fugit acolo să prindă extrema și a reușit. Aruncă Simsar, excelent din nou Iancu. Din nou foarte atent, ghicește încă o dată aruncarea adversarilor. Și Micu scoate în extremă la Sabin Constantina, care levitează acolo și înscrie fără emoții. A revenit Cristi Ghiță pe teren în locul lui Demis Grigoraș. Pasă excelentă pe pivot, 7 metri. Iancu reușit să se blocheze la aruncarea lui Emre Engin.
Schimbăm portarul pentru această aruncare de la 7 metri. Camberoglu trage liftat, plasează bine mingea. Forțe proaspete în tabăra noastră. Ghiță și Dedu, la fel și Buzle. Frumoasă combinația, o combinație blitz acolo care prinde nepregătită defensiva adversă. Al doilea gol al lui Dedu în această partidă, dacă am ținut bine statistica. 7 metri. Din nou Erdoğan face legea într-o situație de 1-1. Excelentă schimbare de direcție, Dedu, intervenție târzie, 7 metri fără dubii. Pectaș îl învinge pe Ionuț Iancu. Ghiță forțează pătrundere acolo. Turcii au posesia. Tranziția ofensivă însă a oaspeților destul de lentă. Faultat Erdoğan, 9 metri pentru Turcia. Revine Simsar pe teren, un handbalist care are capacitatea de a accelera jocul, trebuie să fim foarte atenți acolo în interdreapta. Simsar este un jucător creativ. Öztürk. Și contraatac. Cu acela Sabin Constantina singur cu portarul. Încă o dată o bagă nație. Intrăm în curând în ultimele 10 minute. Le umple poarta turcilor Sabin Constantina, viteză mare. O pasă perfectă cu Erdoğan. Altfel intra în dublu dribbling handbalistul turc. Iată, obține eliminarea adversarului Iacup Simsar, vă spuneam, cel mai periculos handbalist din tabăra adversă. Andrei Buzle este eliminat. Dar să spunem că astăzi MVP-ul turcilor în primul meci, portarul Yunus Özbüsül, nu a evoluat nicio secundă. Omul care a avut 16 parade, coșmarul atacului nostru. Scoatem portarul cu 6 handbaliști pe atac. Tudor Botea pe teren în inter stângă. Căbuț. Botea. Ghiță. Din nou Cristi Ghiță încearcă o pasă la bătaie acolo. Nistor prea aproape de Călin Dedu. A mai tras un adversar după el, înghesuindu-l pe pivotul nostru titular. Timeout cerut de Xavi Pascual. And this space, you are here. And this space is for the wing. If you run, you put your defense here. We must be concentrated. Five pass. Where is the ball? In the middle? In the middle, yes. Okay, in the middle. Botea. Yeah. Același jos. Nistor. Ready to change here, okay? Then, put the pivot here. Doi la voi. Start here. The pivot here. Doi la doi. Start. Botea. Like between first and second. Okay. And you jump in this side. Stay here open, okay? No. You start like this. And after, dribbling. Come a little. If you want a cross, but you pass directly to Botia.
Harvard. This guy changed. Kalin, ne-am inja și plic în om. 2-3 și România. A încercat Xavi Pascual să reorganizeze puțin atacul, a simțit că faza ofensivă îl încezește un pic. Jucăm cam mult cu mingea în mână și a căutat noi soluții. Suntem și prepasivi, avem nevoie de o schemă pe care să o ducem până la capăt. 5 pase mai avem la dispoziție. Aeriana României și gol spectaculos! Superbă execuția, Tudor Botea pasă de la Căbuț, excelent timingul. Super gol reușit de cei doi handbaliști care au fost colegi la Minaur. Frumoasă combinație, ce sincronizare, telepatic s-au simțit cei doi coechipieri. Ilanci a intrat în Inter stânga. Doi pivoți pentru Turcia. Pasă pentru finalizarea excelentă a lui Erdoğan, venit în spatele apărătorilor români. Joacă bine acolo combinația aceea în 2 contra 2 turcii. Cu apariția spectaculoasă a lui Erdoğan, care transformă la al doilea pivot în spatele intermediarului nostru stânga. Contează foarte mult și comunicarea în defensivă, relația portarului cu apărarea. El vede foarte bine portarul, mișcările adversarilor. Din nou Botea, neiertător, fabuloasă execuție. A reușit eventul cu Dinamo sezonul trecut la CSM București. Erdoğan calmează atacul Turciei. Ilanci a scăpat mingea. Turcia în prepasiv. Sabin Constantina, vârf de lance, vitezistul naționalei României. A ajuns în mai puțin de 3 secunde în fața semicercului advers și a pregătit bine pașii. Mișcăm bine cu defensiva în direcția mingii. Bote aproape de intercepție, nu a ieșit. Și din nou Iancu ne salvează. Încă o scripire a portarului României. A avut și o experiență în străinătate la Tata Banya în campionatul maghiar. A terminat pe podium de 2 ori cu această formație în campionatul din țara vecină. Botea, frumoasă pirueta, rezolvare ingenioasă a lui Călin Dedu. Înscrie pivotul formației noastre, Călin Dedu. Stăm mai bine și la capitolul condiție fizică. Turcia dă senzația în acest final de repriză secundă că a cam terminat benzina. Am intrat în ultimele 5 minute ale acestei partide. A faultat Alin Roșu. 9 metri și time-out de arbitru pentru a se șterge suprafața de joc. O apărare flexibilă a României, orientată spre omul cu mingea.
Punem repede mâna pe adversar, blocăm foarte sus atacul advers. Și l-am avut și pe Ionuțian cu un zi mare astăzi. Picior la Militaru. Pivotul turc încearcă să disperseze acolo apărătorii noștri. E vorba de Emre Engin. Erdoğan de unul singur, dar acolo este Iancu care stă lipit de bară. A fost un atac cu 7 jucători al lui Kean Halai, care a riscat trimițând 2 pivoți de semicerc. Extrem de anticipativ Ionuț Iancu. A alunecat acolo pe plasă. Botea, ce pasă! Și din nou Călin Dedu. Oh, printre picioarele adversarului a fost trimisă această minge și time-out pe care îl cere Okan Halai. Extrem de generos și Călin Dedu cu echipa adversă, cu portarii. Alperen, buradasın, 1 ile 2'nin arasındasın. Emre, 2 ile 3'ün arasındasın. Privim cu speranță spre un turneu final, să nu uităm, la Europene noi am calificat din 96 la campionatul mondial din 2011. Este drept antrenorul Xavi Pascalo are obiectiv calificarea Jocurilor Olimpice din 2024, dar este un obiectiv imposibil, spune, de atins. Mai ales unde suntem în acest moment, când trebuie să trecem numai puțin de 3 tururi preliminare ca să ajungem la un campionat european și acolo să ajungem în primele 10 sau 11 ca să prinzi un turneu de calificare olimpică. Este extrem de greu într-o perioadă atât de scurtă. Chiar dacă în acest moment campionatul intern a urcat pe locul 9 și ne ajută acest lucru să avem o echipă direct calificată în Liga Campionilor, să nu uităm însă că pierdem un lucru foarte, foarte important. Nu vom mai avea echipă în Cupa EHF, fosta Challenge Cup. Vom avea 3 echipe în Europa, Handball și acolo e foarte, foarte greu să intri în grupe. Performanța pe care a reușit-o anul acesta Benfica cu Denis Grigoraș să scoată pe Raineca Leuven și să fie la egalitate de puncte în grupele Europa Handball cu Gudme, este cu adevărat o performanță uluitoare pentru echipa care a terminat, dacă nu mă înșel, pe locul 3 sezonul trecut în Portugalia. Noi avem, să spunem însă, 3 echipe în Cupa EHF în primăvara europeană, în afară de Dinamo, care joacă în Champions League. Pe Focșani, Minaur și Potaisa Turda. 7 metri. Turda va juca cu Alingsås din Suedia, Minaur cu Paul Salonic și Focșanul cu Nairbo din Norvegia. Nu au misiuni ușoare, cele 3 formații, dar important este să se califice mai departe, să aducă puncte pentru a rămâne în primele 10 în campionate din Europa. Înscrie cu o mare ușurință Pectaș. Mai puțin de 2 minute și jumătate din această partidă, ultima din acest an pentru Naționala României. Ne revedem săptămâna viitoare, vă spuneam, tot aici la Cluj-Napoca, cu cele 3 meciuri cu Israel, Moldova și Cipru, pentru calificarea în faza următoare a campionatului mondial din 2023. Ce gol, Eurogol al lui Ghiță! Nu mai scrisese de ceva vreme și a vrut să arate că nu degeaba este unul dintre cei mai buni interdreapta din campionatul României, din Liga Zimbrilor. Letal dacă îl lași să-și facă pașii de aruncare. Mulțumim și Flaviu să se ia că după această aruncare a stângaciului său, conducătorul de la Potaisa Turda. Să nu uităm, Turda va avea anul viitor în sală cu 3000 de locuri.
vicecampioana României, care și în acest sezon se bate la podium. A avut doar un singur străin în lot, pe Dragaș, sârbul Dragaș. Dan Vasile revine în trebutul echipei României. Încă un gol al lui Pectaș. Anul trecut, Dan Vasile și Ionuț Iancu erau concurenți pe post la dublu geasut. Ultimul minut al acestei partide. Aplauze pentru echipa națională a României. Echipa tehnică și artistică a TVR Cluj, Dragoș Bocanaciu, Dragoș Cojocaru, vă doresc un la mulți ani călduros, să rămâneți alături de handbalul românesc. Ne vom revedea în prima săptămână a lui 2022 cu mari speranțe. A înscris pentru România Călin Dedu. În 10 goluri diferență învingem Turcia în ambele partide. Două teste importante de pregătire pentru preliminarea de săptămâna viitoare. Se încheie această partidă, România învinge Turcia 35-25 și privind cu speranțe la o calificare la campionatul mondial. Începem de foarte de jos săptămâna viitoare. Acestea fiind spuse, rămâneți alături de handbalul românesc și de televiziunea publică. Vă doresc un an bun, un an cu multe bucurii și cu multă sănătate.